Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fel în Slovacia se întâmplă lucruri. Ce mai e în Slovacia? Un fermier care cultivă mac este disperat din cauza atacului unor cârduri uriașe de lebede care aterizează cu sutele pe câmpurile sale ca să se înfrupte din măciulii. Măciuliile de mac care au un lăptic foarte apreciat în Afganistan, cel mai mare exportator de opiu, heroină din lume. Uh-huh. Lebedele albe sau negre? Lebedele albe. Am văzut în filmare albe. Deci, albe. Aparent, lebedele au devenit dependente. De mac. Da, bagă mac până se tripează total. Nu mai poți să zboare. Umblă în cerc prin cultură și ador cu craci în sus. Pe fermier îl cheamă Balint Pam. E disperat. O lebedă adultă are până la 20 de kilograme. Bă, au știut aia... cât mac mănâncă? Au știut aia din Viena ce vânau. Da. Da, aparent au un apetit deosebit, i-au devastat cultura și sunt, am văzut, sunt filmări, el săracul trebuie să le evacueze. Așa. Și umblă cu lebedele în brațe, le ia în brațe, alea sunt cu capul în jos, așa, tot într-o parte. Și le dă afară, le scoate din club. Le scoate din club, da, cum ar veni. Sunt păsări protejate, nu pot fi ucise și trebuie relocate. Le relochează pentru dezintoxicare în altă parte. Problema e că astea au busolă încorporată în cap. Și revin, precum porumbei. Și revin la club, în forma da. Ta. Deci le scoate din club, le cheamă un Uber, pac, se întorc. Ce face în situația asta? Când descoperă... Uite, la asta nu m-am gândit. Plantezi altceva, porumb. Plantezi, da. Poate porumb. În urmă, ce faci cu atâta mac? Oho! Adică... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.